Salut! Bună ziua, salut! Am făcut o pauză de video, că a fost ziua fetei sâmbătă. Avem câteva poze, n-am avut timp să facem videouri, așa că n-am filmat un mare lucru. Dacă vreți, pot să pun să atașez câteva poze. Azi ne ducem la cumpărături. Da. Eu și Willy, cum ca de obicei. Vrea să-și cumpere două încărcătoare pentru joystick-urile de la Xbox. Xbox Serie X. Să-și cumpere niște încărcătoare. Iar eu să mai iau câte ceva pentru casă. Nu mare da. Lucru. Vă iau cu mine la cumpărături azi. Intrăm în magazin, vă arat exact ce am în coș, ce cumpărăm. Și cam atât. Cred că asta este programul de azi. Nu mare lucru. Suntem doar noi doi acasă pentru moment. Ceilalți sunt la muncă. Profităm puțin. Noi doi, la cumpărături. Ne vedem la magazin. Am ajuns la magazin. Asta este unul dintre magazinele care nu le-ați văzut până acum. Este un Provigo. Un Provigo. Să vedem ce putem să luăm de aici. Nu se mai dau sacoși la casă. Te duci, te rog, să iei încărat? Cum am zis, nu se mai dau sacoși. Noi venim, am o chestie din asta, îmi place foarte mult. Hai să mergem. Să facem așa o prezentare mai întâi. Aici am mâncare deja făcută. Willy, vieni și mama, fă-te de mă. Vie mâna de acolo. Mâncare deja făcută. Aici avem niște sushi. Tu vezi sushi-ul jos de ei? Da. Vezi avec avocado? Da. Vezi avec avocado? Deja pregătită. Hai să vedem ce mai luăm. Aici sunt niște budincă. Perfect. Eu am început cu o nutriționistă, o dietă. Și nu prea am voie mare lucru, foarte multe fibre. Să vedem ce să luăm. O să vă povestesc eu în alt vlog și despre această nutriționistă. Grain and Tear, foarte multe am voie asta. Ce înseamnă meniu bleu? Înseamnă foarte multe produse elevea fibra. Sunt foarte bune. Sănătoase. Bronzeturi, multe bronzeturi, foarte multe bronzeturi. Avem acasă, nu ne trebuie. Să ne uităm puțin la pește. Poate găsim ceva interesant. Pește am mâncat și ieri. Ia vină la mama. Aici este deja făcut. N-aș mânca niciodată așa ceva. Astea sunt pulpe de broască. Ferească Dumnezeu. Deci nu, așa ceva nu.
acum pentru noi. Să mă uit la niște somon. Crab, este perioada crabului aici la noi. Picioare de crab. Niște somon din asta. Hai să vedem ce scrie pe spate. Dus gram de proteină, excelență. Dacă aș vrea o cantitate puțin mai mică eu. Că doar eu mănânc. 11 gram de proteină, ca pasăre, da? Dulciuri, 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 nu ne trebuie cu dulciuri, congelate. Doar nu uităm, doar vă arat, doar nu mă interesează. Am fi pâine. Aici un fel de cofetărie. Aici un fel de, spun pentru că este doar așa o... de tine, nu e mare lucru. Nu e cofetărie în toată regulă. Doar pentru nevoie maximă, când ești nevoit vreodată și trebuie neapărat urgent, atunci ei, dacă nu, nu se merită că sunt numai artificiale în el. Colorant și toate cele. Fructele, până am trecut, erau în partea cealaltă. Deci este un magazin foarte mare. Croasante. Ne luăm. Să vedem niște tofu. Aș vrea să iau niște tofu. Ferm ca să punem și în salată. 4 mai. 10 grame de proteină. Foarte bun. Luăm și un tofu. Ce salată, salată. Spanac mai am acasă. Să-mi iau una așa. O salată unchită, îți dă tot ce trebuie la ea, doar să faci salata. Acolo legume, fructe, dar am acasă tot ce-mi trebuie. Legume și fructe nu duc lipsă. Aici iar sunt, da, ăștia sunt foarte buni. Dacă-ți găsiți și la voi niște muscat roze, foarte bun, struguri, dar foarte dulci, deci calorii multe. Nu, nu vrem azi. Niște căpșuni arată foarte bine. În cutiuțe așa. 5,99. Un pic cam scump. Asta sunt tot 99, dar are un kilogram aici. 9 dolari un kilogram. Să mergem mai departe. Pui în ofertă. 2 pui pentru 10 dolari. Dar mai nu luăm. Nu e magazinul nostru preferat de carne. Așa că nu o să luăm mare lucru aici. Anumite lucruri selectăm. Să vedem. Produse biologice.
Este posibil să mergem în mai multe magazine, că nu găsesc ce vreau. Mi-a dat nutriționista o listă de produse să cumpăr, dar nu găsesc aici. Mă așteptam să le găsesc în același loc. Ribron Risovaj. Ok, asta este bun. Asta trebuie să-l iau. Organic biologic. Asta trebuie să-l iau. Ok. Ia să vedem ce mai găsim noi. Quinoa avem acasă. Este rândul cu produse biologice. Explore. Deci de la firma asta mi-a spus să mai iau. Dar am luat o parte. Sunt pline de proteine, dar aș fi avut fibre mai multe. Fibre multe. 5 grame de fibre, 18 de proteine. Dar pasta n-am. Nu grame de fibre. Ia uitați-l pe asta. Dar are 4 grame de zahăr, deci nu vrem. Nu. Nu este ce vreau. Următorul rând. Poate vi se pare ciudat, dar sunt pe rândul de bebeluși. Din când în când îi mai cumpăr băiatului. Ia uitați-l unde s-a dus. Pufuleți. Ia patru, mami. Pufuleți de la bebeluși. Pentru că sunt foarte, foarte, foarte curați în ingrediente. Și-a luat patru el. Uite, mami, dacă vrei și pentru la școală, niște piure cu mango. Acesta. Piure mango și ovăz. Ui, seluila. Bravo, mama. Se biologic o să-i. Să prindem un trei, un păvar, un păvar, un pete petele din grădină. Biologic. Mango, carot, cartof dulce, morcov și ovăz. Super. Deci este foarte, foarte bun. Da, mai luăm, din când în când mai luăm. Ia uitați-vă aici ce am găsit. Este cipsorul din felii de măr. 100% fruct. Tot la fel, sunt mai sănătoase ca fiind făcute de bebeluși. Te interesează niște cipsuri așa? Ok. Vrei? Are căpșuni și banane sau și mere. Ok, se bun. O tu vei o trășează. Se bun. Se bun? Ok, mă lepră. Să vedem ce mai găsim. Găsiți în magazinul ăsta până și pastile. Creme de buze speciale, asta e pentru herpes. O cremă de herpes. Bebeluș Pampers nu ne interesează. Produse pentru casă. Intru doar să vedeți puțin așa, dar nu am de luat mai nimic. Produse de casă. Tăzi. Iar produse de casă. Să vedem unde a rămas băiatul. A rămas în urmă.
Eu te căutam pe partea cealaltă. O să faci gimnastică? Faci gimnastică, mami? Da. Cu greutăți? Mergem împreună la sală. Ah, uite, asta e interesant pentru salată să iau la muncă. Container de salată, că pun ingredientele sus și salata jos. Super interesant. Știi ceva, mami, îl iau pe ăsta. Îmi place. Okay. Punem ingredientele și salata separat. Super interesant. Foarte practic. Și este doar $5. Ceea ce mă încântă și mai mult. Hai, mami! Început cu produse de vară, de primăvară, cu imprimări, cu flori. Willy! Aceste carne de vânătoare, bizon, de cerb, de cangur. Nu este pe gustul nostru, dar înseamnă că nu pot să vă arăt ce găsim pe aici. Uite, mami, carne de cangur. Bine. Să nu uităm după ce am venit, produse pentru dietă. Să vedem la pisicuța. Putem să-i găsim ceva și să-i ducem acasă un cadou. Nu mănâncă mare lucru. Foarte pretențioasă pisicuța noastră. Și mâncare de pisici. Uite, mami, asta este altfel. Cu ton, hai să-i luăm cu pui și... Asta este un fel de desert. Îmi place foarte mult. Uite, mami, aici. Asta e nou, nu l-a avut. Cred că îi place. Produse de casă, de curățenie. Mașina de spălat vase, dar nu este deloc avantajos la preț. Eu îl iau mult mai ieftin. De la Costco, o să mergem și la Costco. Nu azi, pentru că dacă intru în Costco, durează 2 ore cel puțin. Așa că mergem în altă zi. Sunt produse internaționale. Willy, aici, mama. Rând cu produse internaționale. O parte și pe alta. Produse chinezești, japoneze, italienești. Moyen Orient scrie aici. Deci doar ce este... Este o firmă foarte bună. Heiko, foarte, foarte bună. Noodles. Excelent. S-ar putea ca aici să găsesc ce-mi trebuie. Trebuie să iau niște quinoa la minut.
Bine, dacă am găsit. Asta este o firmă foarte bună de paste, extraordinară. Foarte, foarte bune pastele, paste de lasagne. Nero di Sepia, pastele acelea negre. Cerneala de sepie. S-ar putea să găsim aici ce ne interesează. Quinoa, cuscus. Quinoa e orj, melange de sangren. Asta o să-l iau, gata în 10 minute, pot să-l fac și la mână, e foarte rapid. Ia să vedem, 0 zahăr, 4 grame de fibră, 4 de proteine, excelent. Pentru un sfert de cupă. Deci îl luăm pe asta. Așa. Și aș mai lua și niște quinoa și orș. Hai să vedem. Asta este cel la un minut. Hai să facem într-un minut. Când sunt grăbită la muncă și chiar nu am timp să mănânc. Interesant. Să fiu un minut este excelent. Hai să vedem. Doar un gram de zahăr. Acceptabil. Deci merge. Am găsit ceva. Ceva aici. Stil italienesc, asta cred că este grăușorul nostru. 3 grame de zahăr, nu vreau. Deci nu luăm. Risotto, frățelos. Și aici sunt haine. Haine de copii. Salată, dar am uitat să o pungă foarte mare de mier. Hai, Willy! Făină, zahăr. Zahărul aici este foarte ieftin. Nimeni nu mai cumpără zahăr. Compoturi. Greu. Foarte bun și greu. Sursă mare de fibre. O să mai luăm un așa. Greu cu fructe de pădure. Deci ce le-am mai mănânc dimineața. Ok, cred că atâtea sunt cumpărăturile din acest magazin. Ne vedem la următorul. Următorul este preferatul lui William. William? Da, îmi place foarte mult. Îți place foarte mult. Ok, ne vedem la următorul magazin. Bye! Suntem la al doilea magazin. Este acesta, Dollar Max. Un magazin care ne place foarte mult. Aici este un mic, mic, mic centru comercial. Câteva magazine. Dar înăuntru aici nu ne lasă să, nu ne lasă să filmăm. Nicio problemă. Vă arătăm acasă ce am cumpărat. Dacă cumpărăm ceva și ne pătrăm să cumpărăm ceva, vă arătăm acasă. Dacă nu, ne vedem la următorul vlog, dar sperăm să găsim ceva să vă arătăm. Deci, Dollar Max. Intrăm acum, da, William? Da.